Atmosferă încinsă în acest sfârșit de săptămână în sala de sport din Parcul Tineretului. FCM Viitorul Reghin a organizat cea de-a doua ediție a Cupei Presei la fotbal. 6 echipe s-au înscris, între care 2 de jurnaliști și câte una de pompieri, polițiști, jandarmi și angajați ai primăriei Reghin. Prima etapă s-a desfășurat sâmbătă și duminică. Uite! Uite! L-ai prins? L-a prins! Hai că l-a prins! L-a prins bara asta! Ăla-i și tu! După primele partide, cei mai buni la fotbal s-au dovedit pompierii, jandarmii și polițiștii. Ceilalți își vor putea însă lua revanșa la sfârșitul acestei săptămâni, când sunt programate meciurile etapei finale.